Bine v-am regăsit, prieteni! Vreau să vă arăt ce a putut să realizeze o trupă de băieți extraordinari din această piscină care o avem mai de mult explicată. Aici, vedeți, pereții au fost terminați, s-au făcut și în partea stângă și în partea dreaptă. Aici nu sunt încă finalizate lucrările pentru că nu s-a pus printre piete, printre rosturi, materialul și atunci este un pic mai off. Și uitați-vă aici, exact, terminat, frumos, avem cele trei cuve, prima, a doua și a treia, la distanțe diferite și lungimi diferite. Aici înăuntru este piscina, exact jos pe podețe, aici se poate pătrunde în cramă, iar în partea dreaptă observați că s-a pus pe jos deja partea unde se poate păși. Bineînțeles că se poate intra pe aici în apă, o să sări, avem și un șezut jos, iar aici sunt pietrele care nu sunt încă finisate. Luminile sunt pe pereți, au venit deja, vor fi montate, au venit băieții, au montat pompele pentru piscină. În rest, după ce se aranjează pentru rosturi, o să înceapă să dea cu o soluție pe deasupra pietrei și cu un lac incolor de piatră pentru a rezista în timp ce a căpătat o patină. Cam atât am vrut să vă spun despre aceste lucrări care sunt în această grădină. Înăuntru, în interior, o să fie făcută și cu o zonă, ca să spun așa, de luat masa, dacă se vede. Pe porțiunea aceasta vor fi lemne, lambriuri din lemn groase de 25 de centimetri, iar totul va fi luminat în incintă. Cam atât am avut de spus despre această cramă și piscină. Vă mulțumesc!